De la începutul războiului în Ucraina, românii și-au demonstrat capacitatea de a fi solidari cu cei care trec prin momente critice. Drama refugiaților ucrainieni care și-au părăsit casele de teama războiului i-a impresionat pe mulți. Și în Mehedin, sute de persoane s-au mobilizat și au donat alimente și articole de îmbrăcăminte care vor lua drumul zonelor de la granița de nord a României, acolo unde mii de oameni sunt în pribegie. În același timp, sute de oameni și-au exprimat dorința de a-și pune casele la dispoziția celor care au nevoie să fie adăpostiți. Impresionați de imaginile mamelor cu copii peste care ningea noaptea trecută în vămile din nordul țării, mai mulți mehedințeni au pornit cu un microbuz încărcat cu peste 2 tone de alimente spre Vama Sighet. Implicat în campania de strângere de donații este și Costel Prundeanu, reprezentantul unei asociații ce desfășoară activități caritabile. Bărbatul spune că donațiile primite constau în îmbrăcăminte și alimente. Acesta solicită autorităților spații de depozitare și mijloc de transport pentru că are nevoie ca bunurile să fie duse către zonele cu refugiați. Societatea civilă s-a mobilizat și au venit și au donat îmbrăcăminte, alimente, televizoare și tot ceea ce este nevoie pentru aceste familii aflate în mare dificultate. Sunt cantități mari? Sunt cantități, cred că sunt peste 2 tone de îmbrăcăminte. Așteptăm și în continuare ca să ni se alăture. Problema cea mai mare este că nu avem un spațiu atât de mare cât am putea să primim. Donații în alimente, îmbrăcăminte și chiar bani sunt primite în numele refugiaților și de reprezentantul unei societăți din Drobeta, Turnu Severin. Donațiile sunt acceptate până la finele săptămânii viitoare, când un convoi va pleca spre vămile din nordul României. Reacțiile sunt foarte, foarte uimitoare, adică avem de la pachete deja strânse, bani, alimente, foarte multe persoane care își oferă apartamentele pentru cazare, casele, și avem în perioada aceasta inclusiv persoane cu care discutăm pentru a ne ajuta cu transportul persoanelor din Siret până în județul nostru, până în județul Mehedinți, să vedem ce vom face mai departe. În Mehedinți sunt sute de oameni care și-au manifestat intenția să primească în locuințele pe care le au în zonele rurale refugiați, pe care spun că îi vor găzdui până în momentul în care se vor putea întoarce în țara lor pentru a-și relua viețile.